Aaaa! Este format... Wow, am lovit hasul! Am lovit, fericire, am prins-o! Într-un fel, m-a ajutat! Vine un crest! Wow! Nu! Ho, ho, ce stat a avut acolo Leo Borlovan! Ok, repunem mânușile foarte rapid pentru că o să înceapă cursa imediat. Luminițele încă merg și eu încă împun mânușile. Și am plecat pentru un marele premiu al Qatarului de Formula 1 din 2021 pe nou circuit din Qatar care a fost folosit de MotoGP înainte. Este din 2004 circuitul, dar pentru Formula 1 este chiar nou, foarte aproape cu Ferrari-ul de pe exterior. Avem numai un tur, să vedem ce putem să facem, câte poziții putem să luăm cu mașina lui Lewis Hamilton. Adică Mercedesul care se bate pentru titlul de campion și la piloți, dar și la constructori, pe exterior și la Alpine. Încercăm să luăm cât mai multe poziții posibil, dar nici să nu fim prea agresivi, pentru că nu vreau să termin turul acesta. Și tocmai ce am zis, am fost lovit din spate. Și era să nu termin, dar din fericire am avut o mașină pe interior care m-a ajutat să mă țină pe drum. Pe exterior avem mai mult grip decât ei, pentru că normal avem o bestie de mașină. Opa, pe exterior foarte, foarte frumos, foarte frumos. Hai să vedem dacă putem să luăm hasul. Hasul, 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 yes, l-am luat. Avem Red Bull în față, concurentul nostru. Hai să vedem ce putem să facem cu Red Bull-ul. Pe frâne, aproape de Red Bull, îl atinge puțin. Wow, foarte aproape de Red Bull. Foarte rapid circuitul ăsta. Multe vreme sunt aproape flat, dar un lift mic. Și înapoi pe putere avem un exit mult mai bun decât din față. Hai să vedem ce putem să facem cu exitul acesta. Pe interior și ultimul viraj. Suntem în poziția a treia, wow! 17 poziții, am început de pe ultimul loc și am terminat pe poziția a treia, a treia cursa. Wow, foarte, foarte mișto, chiar mi-a plăcut. Foarte rapid circuitul, sper că v-a plăcut și vouă. Dacă v-a plăcut, ca de obicei, nu uitați să apăsați butonul roșu de abonare de mai jos, acel de like și lăsați un coment pentru că mă ajută extrem de mult și chiar aș aprecia. Dar oricum, ca de domnul ăsta, aveți o zi minunată și o să vă vedem în următorul videoclip. Pa!